Cel puțin un sfert din populația Republicii Moldova fumează și anual peste 5.000 de persoane își pierd viața din cauza acestui viciu. În același timp, produsele noi din tutun sunt consumate tot mai des, chiar și de adolescenți. Medicii trag un semnal de alarmă, spunând că utilizarea țigaretelor electronice crește considerabil riscul bolilor de inimă și ale afecțiunilor pulmonare grave, iar cei care cred că sunt o alternativă mai sănătoasă la țigările clasice se înșeală. În anul 2021, specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății au constatat că numărul fumătorilor a scăzut în 60 de țări, nu și în Republica Moldova, unde peste 27% dintre locuitori sunt fumători și își pun astfel sănătatea în pericol. Lor li se adaugă și fumătorii pasivi, care nu sunt deloc scutiți de riscuri. Ultimele date oferite de Organizația Mondială a Sănătății mai arată că doar 30% din cei 1,3 miliarde de consumatori de tutun din lume au acces la tratamente sau consiliere care îi pot ajuta să renunțe la acest viciu. În acest an, medicii din Republica Moldova au cerut din partea autorităților eforturi suplimentare și instrumente noi în lupta împotriva fumatului, notează tvremoldova.md. La începutul lunii noiembrie, Comisia Parlamentară Protecție Socială, Sănătate și Familie a aprobat o nouă inițiativă legislativă privind controlul tutunului. Proiectul include și interdicția de a fuma la balcoanele blocurilor de locuințe, în spațiile comune din cămine, dar și în apropierea minorilor sau femeilor gravide. Pentru a renunța la tutun, specialiștii îndeamnă pe moldoveni să acceseze platforma prosanatate.md sau să apeleze la linia verde a dispensarului republican de narcologie, mai notează TVR Moldova.